Dragii mei, în seara aceasta o să vorbim cu ajutorul Domnului despre chemarea lui Matei și nu numai chemarea lui Matei și caracterul sau portretul personajelor cu care avem a face în textul acesta. Pentru că avem de a face cu trei personaje diferite, în primul rând Matei, apoi Domnul Isus Hristos și Vameșii sau fariseii care erau de față. Apoi, vorbind despre Matei, o să vorbim cu ajutorul Domnului despre uh, Evanghelistul Matei, omul pe care l-a chemat Domnul Isus. În al doilea rând, răspunsul pe loc la chemarea făcută de Domnul Isus și faptul că el a părăsit totul din poziția pe care a avut-o. E foarte important să vedem ce a însemnat părăsirea a tot ceea ce a avut. Mai întâi, Evanghelistul Matei era omul pe care l-a chemat Domnul Isus. E chemarea pe care Domnul i-o face. Domnul Isus Hristos împreună cu ucenicii, când voia să predice mulțimilor din Capernaum, pentru că aici se întâmplă toată lucrarea, obișnuia să iasă cu ucenicii pe țărm, pe țărmul mării. Și oamenii, îndată ce îl vedeau, se duceau la el. Alergau la Domnul Isus. Se îndrepta spre ei. Se anunțau unii pe alții că a venit Domnul Isus Hristos și că urmează să-L asculte. Și toți trei evangeliștii scot în evidență tocmai ideea aceasta. Iisus a ieșit iarăși la mare. Deci locul unde se petrece este în Capernaum. Toată mulțimea venea la el și el îi învăța pe toți. Însă e un lucru foarte interesant. Când trecea pe acolo, spune Scriptura, a văzut pe un vameș numit Matei fiul lui Alfeu, șezând la vamă și a zis: Vino după mine. Acum, legat de evanghelistul Matei, evangheliștii ne spun două lucruri care sunt importante: Unu, că el era vameș. Și am văzut pe un vameș, spune Luca, numit interesant, nu Matei ci Levi. Deci, Matei se pare că avea două nume. Matei și Levi. Și o să vedem la momentul potrivit fiecare ce însemna și de ce a primit numele de Levi când Luca vorbește despre asta. Omul acesta era Vameș, spune cuvântul Domnului, numai că pe vremea aceea Vameșii erau colectorii de taxe, de impozite. Cei care colectau impozitele. Acesta este și motivul pentru care versiunea Bibliei englezești, King James, îi numește pe vamești cu termenul larg de agenți fiscali. Deci, tax collector. Roma, în Israel, avea trei centre vamale. Erau trei centre vamale. În Cezaria. În Capernaum și în Erihom. Iar aceste trei centre vamale aveau la rândul lor alte puncte vamale mai mici. Imperiul Roman avea un sistem, de ce le spun asta Că o să vedeți de ce, că e foarte important să știm de ce uh, ceea ce se întâmplă și de ce vameșii și erau considerați așa cum erau considerați. Imperiul Roman avea un sistem unic cu privire la strângerea dărilor. Metoda era că el vindea prin licitație posturile de agenți fiscali sau pentru cei care colectau pe zone și pe perioade de 5 ani. Și a doua metodă era că nu dădea vameșilor nici un fel de retribuție, nici nu-i plătea cu nimic. Foarte interesant. Imperiul Roman sau Guvernul Roman a recus acest mod de încasare a dărilor, fiindcă știa că vameșii erau necinstiți. Ce erau necinstiți. Cel care cumpăra o zonă vamală răspundea față de guvernul roman numai pentru anumite poziții și după anumite bareme pe care le stabilea Roma, dar el, în schimb, încasa și alte poziții secundare, în așa fel încât să-i rămână și lui. Adevărul este că acest sistem i-a ispitit rău de tot. I-a ispitit tare rău și a împins pe vameș la cele mai grave abuzuri, pentru că atunci nu era nici ziarul, nu era nici radioul, nu era nici alt mijloc de informare publică, Facebook-ul și așa mai departe, nu era atunci, așa? Și își permiteau și știau cât avea de plătit și nimeni nu avea voie să se opună unui vameș. Erau două taxe principale care le cerea Roma pentru ei. Taxa natură, și cea în capitație, adică în, în bani. Taxa natură consta uh, din 10% din grâu și 20% din fructe, vin și ulei. Această taxă n-a put, putut fi plătită în bani uh, decât în natură. Iar taxa financiară consta în 1% din venit. Atâta trebuia să plătească fiecare, din venitul omului. Această taxă o plătea fiecare persoană din de parte, de parte bărbătească de la 14 la 65 de ani și de parte femească de la 12 la 65 de ani. Deci ele trebuiau să plătească de la 12 ani, așa, taxele, pe vremea aceea. De aceste dări, vame și n-aveau voie să se atingă. Astea aparțineau Romei. Deci ei trebuiau să le ducă și n-aveau voie să se atingă fiindcă erau cunoscute poporului, deci se știa. Dar, așa cum am amintit, erau și alte taxe secundare care se adunau pentru administrarea teritorială. Taxă când călătoreai pe o șosea sau pe un drum principal, noi spunem șosea, dar pe un drum principal, când treceai pe un pod, intrai într-un oraș, într-o piață sau într-un port, era taxă și pentru căruță, pentru car, că mergea cu carul pe acolo. Ca și la noi, nu? Parcare, așa. Deci și atunci era, și toate taxele astea vin de undeva din spate, care le avem și noi. Așa. Pentru a, a, pășunea animalelor se plătea taxă. Pentru pescuit, pentru vânzare și cumpărarea anumitor produse. Taxa era de la 3% până la 13% pentru toate bunurile importante importate din export. Deci tot ce se aducea din afară, trebuia să plătească taxe pentru ele un vameș avea așa de mare putere încât putea să ordone oricui să oprească căruța, carul și putea să cotroboiască în toată căruța să vadă tot ceea ce are și să pună taxele pentru tot ceea ce avea. Așa putere avea. Aici, la aceste poziții secundare, vameșii se pretau la cele mai mari stoarceri și abuzuri. De-aia știți despre unul din Biblie, care atunci când Domnul Iisus a intrat în casa lui, a zis, Doamne, dacă am stors, dacă am năpăstuit pe cineva, mă duc și dau înapoi, că el știa că a făcut o făcut-o. Pentru că asta era chemarea și meseria lor. Al doilea lucru, deci a spus că era vameș, al doilea lucru pe care ne-l arată uh, evangeliștii aici, era că Matei era din zona Capernaum. Foarte interesant. Spuneam că au fost trei centre ale vămii. Domnul Isus Hristos trecea prin Capernaum și se ducea spre țărmul mării, l-a văzut pe Matei șezând la vamă, sau pe Levi șezând la vama. Nu la voia întâmplării evangheliștii ne dau acest detaliu pentru că e foarte important. Pentru că era o zonă foarte importantă mai mult ca atât, el locuia și făcea serviciu chiar acolo, unde era unul din aceste trei centre vamale ale Romei. Capernaumul era un oraș de frontieră frontieră prin care treceau traficul lumii antice a trei continente. Europa, Asia și Africa. Astfel, evanghelistul Matei da chiar la sediu vamal din Capernaum, din locul unde așa. Și se pare că omul acesta era mai marele vameșilor, nu era oricine, era mai mare, mai marele vameșilor din Galileea și prin mâinile lui, lui treceau toate impozitele care se adunau pentru statul lui Irod Antipa din vremea aceea și toate dările care se strângeau și pentru Roma. Oamenii aceștia care erau implicați la vamă se încumetau să ordone sub subalternilor lor să încaseze ilegal niște taxe de la populație prin care ei se îmbogățeau. Se spune că toți vameșii erau foarte necinstiți și urâți de popor. Un scriitor roman ne relatează că în tot timpul Imperiului Roman s-a găsit un singur vameș care a fost cinstit. Și pentru că omul ăsta a fost singurul care a fost cinstit, oamenii au făcut statuie. A fost singurul care a fost cinstit. I-a ridicat o statuie. Acum, evreii purtau o anumită ură pe Vameș. Și era foarte așa... Nu numai că oamenii aceștia îi înșelau pe ei și erau în serviciul celor care îi stăpâneau, ci mai mult și din motive religioase. Pentru că ei considerau, îl considerau pe Dumnezeu ca fiind singurul împărat căruia îi aparține zeciuiala. Și fiindcă ei credeau că a plătit la unor muritori și cu atât mai mult unor păgâni care îi stăpâneau, era cea mai mare insultă adusă înaintea lui Dumnezeu. Evreii considerau pe oamenii aceștia, pe vameși, ca pe niște dobitoace necurate. Le interziceau accesul în sinagogi, nu le dădeau voie. Nu le dădeau voie să depună mărturie la nicio instanță judecătorească, pentru că nu erau nici de încredere. Și ei clasau pe vameși la un loc cu desfrânații, tâlharii pe drumul mare și cu criminalii. Așa erau văzuți vameșii. Toate astea nu le spun la voia întâmplării. Pentru că aș vrea să vedem ceva. E adevărat că Matei n-a fost Zacheu sau Levi n-a fost Zacheu direct în slujba romanilor, ci el a fost în slujba lui Irod Antipa, pentru că în Galileea avea o autonomie oarecare. Dar cu toate acestea și Irod la rândul lui nu era altceva decât un funcționar superior al guvernului roman, pus de romani acolo, și astfel și Matei era aproape tot așa de urât ca și Zacheu de oameni. Și acum, unui asemenea om pe care nu-l dorea nimeni și căruia toți îi întorceau spatele, apare Domnul Isus Hristos, Mântuitorul și oferă prietenia. Pare ciudat. Un om pe care toată lumea îl considera ca și pe un criminal. Apare Hristos Mântuitorul lângă el și acordă prietenia. Ba mai mult pe un astfel de om Hristosul l-a ales și l-a chemat să fie apostol. Wow. Acesta este unul dintre cele mai mari exemple din întreg Noul Testament din care se vede cel mai bine capacitatea Domnului Isus de a vedea omul nu numai cum era în trecut și cum este în prezent, dar și ce poate face din el în viitor. Asta e foarte important. Nimeni nu avea încredere așa de mare în oameni pe care el îi alegea sau persoana îi alegea ca Fiul lui Dumnezeu, fiindcă numai el. Numai el putea să știe ce poate să facă din viața unuia care-i deschis să-l accepte și să-l asculte. Domnul Iisus Hristos îi face chemarea lui Matei. Foarte interesant. În al doilea rând, aș vrea să spun că evangelistul Matei a fost omul care a răspuns pe loc chemării Domnului Isus. Foarte interesant. Marcus scrie, Levi s-a ridicat și a mers după el, sau Matei s-a ridicat și a mers după el. Sunt câțiva comentatori care au zis că, fără îndoială, Matei, evanghelistul, care își avea locul, sediul Vamal, la Capernaum, l-a văzut nu odată pe Domnul Isus Hristos și de mai multe ori. Și că l-a și ascultat predicând. Poate că atunci când Mântuitorul predica în Capernaum sau pe țărul mulmării, cu o autoritate dumnezească divină, Matei care era acolo probabil îi se oprea respirația ascultându-l. Era șocat de ceea ce auzea. Probabil că îl tăia în inimă cunoscând trecutul lui, știind trecutul lui și cu alte Cumva, cu o anumită uh, atitudine, exista o atracție față de Domnul Isus Hristos. Mai mult că uh, se poate că atunci când Domnul Isus Hristos l-a iertat pe omul acela care era paralizat, i-a iertat păcatele și nu numai că i-a iertat păcatele, dar l-a și vindecat când i-a spus, ridică-ți și umblă. Poate el a fost acolo, poate era prezent acolo, poate a văzut tot ceea ce s-a întâmplat. Dați-mi voie să vă spun că cel mai bine care îl cunoștea pe Matei era Domnul Isus Hristos. Nimeni altul. Mântuitorul știa cine era Matei și știa și unde lucra. Și știa și ce era în spatele lui. Dar important este că toți trei evangeliștii ne-au spus că într-o zi, când Domnul Iisus se afla în drum spre țălmul mării, ca să predice, să transmită cuvântul, a trecut pe la vamă unde era Matei și i a zis, vină după mine. Vameșul a pus mâna pe marea șansă și a zis, nu renunț la ea. Levi, spune cuvântul Domnului, s-a ridicat, atât Marcu, cât și Matei, cât și Luca, spune că s-a ridicat și a mers după el. Pentru că Matei a răspuns chemării lui Hristos cu cea mai mare rapiditate, bucurie și renunțare. A fost gata să spună, ajunge! Și pentru că a acceptat să facă pasul acesta, Domnul Iisus l-a numit Levi pentru că Levi înseamnă urmaș. Și Domnul i-a spus: Vino după mine, că tu trebuie să mă urmezi. Tu trebuie să fii urmașul meu. Și de aceea se pare că Isus i-a vorbit și i-a dat numele de Levi. Matei echivalează cu grecescul Teodor, care înseamnă darul lui Jehova, darul lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos i-a schimbat numele și i-a zis tu vei fi Levi, cel care o să mă urmezi, pentru că ai o misiune de făcut. Nu e nimic la întâmplare. În al treilea rând, al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că omul acesta, Matei, a fost gata să părăsească totul de dragul de a-l urma pe Mântuitorul. A răspuns ferm, dar a și fost gata să părăsească totul. Spune Biblia: Vameșul a lăsat totul, s-a ridicat și a mers după el, a lăsat totul, s-a ridicat și a mers după el. Când a decis să-l urmeze pe Domnul Isus Hristos, Matei, a făcut cele mai mari renunțări în comparație cu ceilalți ucenici. Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Filip, Nathanael, oricând au putut să se întoarcă înapoi la mrejile lor. Dar, Matei, când a părăsit totul, lui s-au tăiat toate mrejile. Pentru că el, când a ieșit din poziția pe care a avut-o, de la locul pe care l-a avut, pe care îl putea cumpăra și l-a cumpărat, când a plecat de acolo, el n-a mai putut să se întoarcă înapoi acolo. El a lăsat totul. El este, a, a, a văzut că este singurul moment și Domnul Isus Hristos i-a pregătit șansa ca să schimbe viața, cu adevărat. Și a zis, momentul acesta este momentul cercetării, este ziua cercetării, Cripa în care trebuie să accept să calc pe urmele Domnului Isus Hristos. Vameșul, spunea Matei, a lăsat totul. Spunea cineva că numai un om mare, cu adevărat mare, poate să ia o decizie mare. El știa bine cât de mare a fost renunțarea din punct de vedere material. A știut clar. Și cum mulți de-abia așteptau să pună mâna pe postul acela, pe locul acela. Chiar din momentul acela, la cenzorii romii, romii să meargă și să zică vrem postul ăsta și să concureze pentru el și să plătească pentru el. Spune cuvântul Domnului că Luca Singurul a consemnat aceste cuvinte în Evanghelie și că el a făcut lucrul acesta ca să ne arate cel mai mare preț pe care Domnul Isus Hristos i l-a pus în față omului acestuia. Prețul pe care Domnul i l-a pus ca să-l primească a fost mai mare decât câștigul lui. Fiul Cenicului Hristos, pentru el a fost o bucurie. Nu l-a interesat ce urmează, nu l-a interesat, a zis gata, de aici încolo îi aparțin lui Dumnezeu. Se spune despre cineva că făcea o plimbare și îi plăcea să se plimbe prin natură, și la un moment dat, când a ajuns înaintea unui râu, deși era râul destul de mare, ca să fie sigur că va trece râul, și-a luat haina și a aruncat-o dincolo. Să nu cumva să se gândească în timp ce e în apă, să se întoarcă înapoi. Ei, Levi, tocmai asta a făcut-o. Sau Matei, tocmai asta a făcut-o. S-a aruncat pe deplin în brațele lui Hristos fără să se mai gândească că trebuie să se întoarcă înapoi. Ca și ucenicii, știți pe el alți, nu? După ce Domnul Isus a plecat, o zis, no, noi mergem să vedem de mreje. <laughs> Mereu să vedem dacă cumva mrejele sunt bune, noi mergem la pește. Și ceilalți au zis, și noi mergem cu tine. Și Domnul Iisus trebuia să meargă a doua oară ca să-i cheme să vină după el. Matei n-a mai avut șansa asta pentru că și-a aruncat haina dincolo de rău ca să treacă răul. Matei când a decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și a dat seama Că în viața lui urma o mare cotitură. El știa că erau unele lucruri pe care urma să le piardă, dar erau altele pe care urma să le câștige. Și cele pe care le pierdeau nu aveau atâta valoare în raport cu cele pe care le câștigau. Știa că va trebui să-și piardă serviciul. De vameș, care i-a adus bogăție, care i-a adus lux, confort, siguranță. Știa că din acel moment va deveni sărac și că viața va fi grea și aspră, dar nu conta. Știa că ceea ce câștigă este mai de preț decât ceea ce pierde. De aceea a lăsat totul. Dar, totuși. Hristos i-a pregătit și surprize pe care niciodată nu le bănuia că le va avea. Surprize frumoase. Aici este un mare exemplu cu Domnul Isus. Se poate folosi de orice dar al omului pe care îl aduce. Și în cazul nostru, Matei, nu era un simplu pescar ca ceilalți ucenici. Nu, nu. Ci el mânuia condeiul, pixul stiloul și îl mânuia cu o mare iscusință. El știa că își va pierde serviciul de vameș, dar nu știa ce fel de misiune a pregătit Domnul pentru el. O misiune mult mai mare. În primul rând să fie urmaș între evrei, urmașa lui Hristos între evrei. Ce misiune! Știți că toată Evanghelia după Matei este scrisă evreilor, nu? Și el trebuia să fie un urmaș al Domnului printre evrei. În al doilea rând, se i compune Evanghelia. Wow! Care fiind manualul lui, al Evanghelistului Matei. Și este una dintre cele mai importante cărți pe care a văzut-o vreodată omenirea. Știți lucrul acesta? Un alt lucru la care. Matei Vameșul nu se putea aștepta niciodată, era cinstea pe care a primit-o de la Fiul lui Dumnezeu. Care dintre evrei nu i-a auzit numele lui Levi? Sau urmașul lui Hristos? Care dintre creștini nu i-a auzit numele lui Matei, evanghelistul? Toată lumea știe despre asta. N-a ce pierde. Dar nici n-a ce o să câștige. Însă Hristos a văzut în el potențialul de care putea să se folosească. Numele lui a primit cinstea de a fi pus alături de evangeliștii învățăturii și a vieții și a împărăției Fiului Dumnezeu. Niciodată Matei nu putea să viseze că disprețul de a fi fost un vameș se va transforma chiar în lumea aceasta într-un renume atât de mare și nemuritor, așa A rămas în Evanghelie. Și cu atât mai puțin, Matei Vameșul nu știa că el va fi răsplătit și cu cinstea și gloria veșnică. Nu știa că se va întâmpla asta. Nu numai pentru că a răspuns chemării lui Hristos, dar și fiindcă a lucrat printre evrei și a oferit neamului omenesc Evanghelia Împărăției Fiului Dumnezeu. De aici învățăm că Domnul Iisus Hristos nu rămâne dator niciodată aceluia care îl urmează și se jefește pentru el. Niciodată. El știe să răsplătească fiecăruia. Aș vrea să mergem puțin mai departe. Ceea ce spuneam la început, portretul sau imaginea evanghelistului Matei. Așa cum am spus, Era un vameș, vameșii erau necinstiți, văzuți necinstiți, fapt pentru, pentru care toți oamenii de bine le întorceau spatele și considerau ca cei mai mari păcătoși. Astfel, un vameș nu putea să se asocieze niciodată decât cu alți vameși și cu alți păcătoși. Numai cu ei. Abandonați de poporul evreu. Marcu și Luca. Ne-au arătat că asemenea prieteni avea Evanghelistul Matei când i-a invitat la masă. El l-a invitat pe altcineva decât pe prietenii care se putea asocia cu el. Și cine se putea asocia cu el? Vame și și? Corupții, nu? Așa. Numai ei se puteau asocia. -a fi, nu cred că au avut altfel de uh, musafiri printre ei atunci când au stat la masă. Însă, uh, ascultați-mă cred că el dorea mult, mult de tot își dorea să fie umplut de ceea ce avea Hristos. Dar mai e ceva, un lucru pe care vreau să-l subliniez. Faptul că i-a invitat pe ceilalți la masă și a dorit ca și ceilalți să poată primi Harul lui Hristos. El nu i-a invitat la voia întâmplării. Pentru că după ce Domnul îl cheamă, de unos. ospăț. Și își invită prietenii. Și a zis, poate e momentul în care inima lor să fie transformată ca și a mea. Și aici observăm mila Domnului Isus Hristos față de cei păcătoși. De fapt, este unul dintre cele mai esențiale lucruri și dintre cele mai mari adevăruri pe care le-a descoperit Matei Vameșul. A zis, o asemenea milă n-am întâlnit nici O asemenea dragoste n-am întâlnit nici o asemenea bunătate. Eu n-am întâlnit nicăieri. De aceea, primul lui imbold, după ce a venit la Hristos și a început să experimenteze o viață nouă, plină de acea pace și de bucurie, a fost acela de a-și aduce și prietenii. Haideți și voi. Nu puteți rămâne acolo. Voi nu, voi nu pricepeți. Voi nu vă dați seama. Nu înțelegeți ce puteți câștiga. Deși vi se pare că pierdeți, dar nu. Din potrivă, câștigați. John Wesley a zis odată: Nimeni nu poate să ajungă în cer singur. Fiecare trebuie să-și aducă fie rudele, fie prietenii, fie semenii. Pentru că datoria noastră creștină este ca să chemăm și pe alții la binecuvântarea pe care am găsit-o în Hristos. Asta a fost Matei. Dar acolo mai era și Domnul Isus Hristos și aș vrea să ne uităm la inima Fiului Lui Dumnezeu. Și aici observăm mila și dragostea sa care iese în evidență pentru cei păcătoși. Extraordinar. Pentru cei păcătoși. Foarte important. Spune cuvântul Domnului, a făcut un ospăț mare la el acasă, pe când ședea la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și de alți oaspeți păcătoși și s-au așezat la masă cu el și cu ucenicii lui. În Israel, poporul era divizat în două, era împărțit în două. Erau două categorii de oameni. Oamenii drepți care țineau toate legile cărturarilor, în modul cel mai strict, al cuvântului și oamenii păcătoși care nu țineau aceste legi. Farisei învățau poporul că păzitorii stricți ai prescripțiilor călătorilor nu aveau voie să aibă niciun fel de legătură cu oamenii păcătoși care nu țineau aceste prescripții pe care ele aveau. Că lor nu le era permis să vorbească sau să călătorească cu ei și nici chiar să le dea sau să primească ceva de la ei. Pentru unul care păzea legea, Aș căsători fica cu un încălcător al acestora era tot atât de grav ca și când ar fi aruncat-o la fiare sălbatice. Un asemenea om drept era interzis chiar să-și intre în casa unui păcătos, Da să mănânce cu el. De aceea, Un teolog a spus că la această masă au venit oameni din cea mai joasă și mizerabilă categorie socială din toată istoria oaspeților. Singurii oameni pe care îi cunoștea Matei, Mateu era, Matei erau vameși. Hoții, hulitorii de Dumnezeu, prostituatele, pleava societății. Ăștia erau prietenii lui Matei. Aici este interesant ceva că farisei și cărturarii îl urmăreau îndeaproape pe Domnul Isus și când l-au văzut că mănâncă cu ei la masă, au rămas șocați. Au făcut șoc. Intrând la masă, și în casa unui vameș, așezându-se cu oamenii care erau păcătoși oribil, ei nu i-ar fi acceptat lui Matei Vameșul nici măcar să se atingă de poalele hainei lor, dar să mai intre în casa lor. Mi-ar fi permis să treacă, să se așeze sau să accepte să se așeze, să mănânce cu vameșii și cu alți păcătoși notori, așa cum îi vedeau ei. Acest gest al domnului Isus Hristos le-a depășit orice așteptare. I-a șocat. Nu le venea să creadă. El, marele învățător, el care despica, a intrat în templu când avea doar câțiva ani și a început să le descopere tainele Evangheliei și a împărăției, și acum intră să stea de vorbă și să mănânce cu păcători și cu cei mai oribili oameni, cu prostituatele și cu tot, nu 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 e ok, nu. E prea de tot. Tradiția rabinică spunea că pocăința pentru un vameș, un defăimător de Dumnezeu, cum îl numeau ei, și un alt păcătos notoriu de felul acesta, nu era posibilă. Deci ei nu considerau că există posibilitate ca un vameș sau un păcătos de felul acesta să se poată pocăi. Deci, dacă așa gândeau, ne putem da seama cum au cârtit oamenii aceia și de ce au cârtit, nu? De ce au murmurat. Domnul Iisus s-a oprit la vama lui Matei și l-a chemat să-l urmeze. Asta a fost primul șoc. Al doilea șoc a fost când a intrat în casă la el. Al treilea șoc a fost când a văzut că Matei își cheamă toți prietenii. Și se așează cu ei la masă. Toți trei evangeliști ne-au spus că a apărut o întrebare acuzatoare, într-un fel. Și la această întrebare, pur și simplu acuzatoare, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și, și cu păcătoșii? Domnul Isus a luat cuvântul și le-a zis. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, de medic, ci cei bolnavi. Diogenes, unul dintre cei mai mari învățători ai Greciei Antice, era omul care iubea virtutea și condamna viciile atenii. cu o limbă de foc. Era foarte împotriva lor. Cineva l-a întrebat odată zicându-i, dacă tu iubești așa de mult... Sparta și biciuiești Atena, atunci de ce nu te duci să locuiești în Sparta? La aceste cuvinte filozoful a răspuns, eu trebuie să locuiesc acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de mine. Și Domnul Iisus era în locul unde oamenii aveau cea mai mare nevoie de El nu în altă parte. Domnul Iisus Hristos a explicat prin acest argument, argument că așa după cum locul unui medic nu este în casele oamenilor sănătoși, el nu are ce să caute acolo, ci are celor bolnavi. Acolo este locul medicului. Tot așa și el în calitate de mântuitor a venit la cei păcătoși care au mare, mare nevoie de El. Că El pentru aia a venit. Apoi, Domnul Isus Hristos a continuat, după ce răspund, răspuns, folosind următoarea expresie. Duceți-vă de învățați ce înseamnă. Și această provocare, expresie, o foloseau știți cine? Rabinii. Pentru că Domnul Isus Hristos totdeauna s-a folosit de cuvintele lor pentru ca să învețe pe ei de fapt ce trebuie să facă. O foloseau rabine atunci când le spunea elevilor lor și nu știau anumite situații și îi trimitea, nu duceți-vă de învățați. Luați cartea și mai învățați. Ca să știe. Domnul Isus Hristos prin această provocare mai întâi a mostrat și apoi și pe cărtura și pe, farisei. Pentru că ei cine se considerau că erau? Cei mai înțelepți, nu? Cei mai învățați. Și ei normal ar fi trebuit să știe de ce a venit Domnul Isus Hristos. Însă Domnul Isus Hristos, pentru că au văzut că era un cuiaț, le-a zis, nu, no, mai mergeți și luați cărțile și mai învățați odată. Luați cărțile încă o dată și vedeți ce spun cărțile despre Mesia, despre Hristos, despre, luați profețiile vechi testamentale și uitați-vă să vedeți ce spun alea despre Domnul Isus Hristos. Un alt evanghelist sau teolog spunea și a zis că dacă Buda a spus legea mea este o lege a Harului pentru toți, atunci cu atât mai mult, Evanghelia Pocăinței și Împărăției Cerurilor este universală și cuprinde pe toți oamenii până și pe cei mai Păcătoși. Cineva a relatat despre o femeie păcătoasă care frecventa serviciile unei biserici din Londra. Într-o carte scria despre ea. Acolo erau doamne mai cu vază, mai diferite decât femeia aceasta, ea fiind păcătoasă. Și oameni, femeile acestea o priveau cu un anumit dispreț și la un moment dat s-a dus la păstor și a spus... Pastore, dacă femeia aceasta mai vine în biserică și o mai primește în biserică, noi nu mai venim la biserică. Pentru că nu ne putem nici cum lega de ea. Ea este o păcătoasă, noi suntem sfinte și așa mai departe. Pastorul se duce la femeia aceasta și îi spune, uite, trebuie să spun că nu mai e loc la noi în biserică din cauza doamnelor din biserică, care nu sunt confortabile din datorită situației și poziției tale. Femeia aceasta s-a uitat întâi pentru un moment la păstor cu o mare durere sufletească. Apoi i-a zis cu lacrimi în ochi. Domnule, știu că sunt o femeie păcătoasă, dar Dumnezeu în mila lui nu mai are lângă el niciun loc pentru păcătoși? Recunosc că sunt păcătoasă. Dumnezeu în mila lui nu mai are lângă el niciun loc. Și pentru oameni ca mine, pe aceste cuvinte, a femeia a plecat și n-a mai venit niciodată. Cărturarii și farisei i-au alungat pe vameși și pe păcătoși. Dar ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos le-a făcut loc lângă el. Cei care s-au considerat că sunt sfinți, că țin în mână legea lui Dumnezeu. Au zis, n-aveți ce căuta aici, voi sunteți păcătoși. Însă Hristos le-a făcut loc în el. De aceea, toți cărturare și farisei cărteau și murmurau. El i-a primit fiindcă el a venit ca să caute ce era pierdut. El a venit tocmai ca să smulgă ce era pierdut. A fost cunoscut ca prietenul păcătoșilor și vameșilor. Cineva spunea despre el, zice, probabil că de atunci, de la acel moment, i s-au dat numele acesta de prietenul vameșilor și păcătoșilor. Haideți să ne uităm la a treia categorie de oameni. Imaginea sufletului cărturarelor și al fariseilor. Să vedem puțin. Și aici observăm reacția înverșunată, ura înverșunată al cărturarelor și fariseilor, atât împotriva mântuitorului, cât și împotriva celor pentru care el a venit să îi mântuiască, să salveze. Deci nu numai cu mântuitorul avea de-a face. El avea, ei aveau de-a face și cu cei pentru care Hristos a venit să-i salveze, să-i mântuiască. Cărturarii și farisei spune evangeliștii. Când l-au văzut mâncând cu oameni și, și păcătoși au cârtit și au zis ucenicilor lui Pentru ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu oameni și, și păcătoși? Și aici se vede cu adevărat cine erau acești păcătoși cu care a stat Domnul Isus la masă. Cuvântul care e folosit aici în greacă înseamnă cei care încalcă legea morală. Despre ei era vorba. Cei care nu țin legile cărturarilor și fariseilor. Despre ei era vorba. Erau hoții, erau desfrânații, erau criminalii, cât și cei care mâncau carne de, de porc sau luau ceva în ziua sabatului sau nu-și spălau mâinile înainte de mâncare. Fără îndoială, nu toți musafirii uh, lui Matei s-au făcut vinovați de încălcarea legii morale, dar păcatul celor mai mulți dintre ei era că nu țineau legile pe care ei le scria și le dădea. Ei au reproșat de ce Hristos, învățătorul lor, mănâncă cu un astfel de oameni. Și au adus această acuzație, fiindcă credeau că ele se aseamănă cu aceea pe care i-a declarat prietenii lui. Îți bun, e învățătorul vostru, e adevărat că e primit de oameni, e adevărat că face minuni, e adevărat că eliberează oamenii de sub așa, când au fost trimiși, știți, ucenicii lui Ioan spune, cine ești? Tu ești Hristosul sau să-L așteptăm pe altul? Ce a spus Domnul? Du Duceți-vă duceți la Ioan și spuneți-i. Morți în viață, șchiopii umblă, orbi văd, surzii aud, săracilor îi se predică Evanghelia. Deci el făcea minunile acestea și farisei și cărturarii știau că ele face asta. Și pentru ei era o provocare. De ce? Erau nemulțumiți. De ce? Pentru că în gândirea lor și în poziția pe care au avut-o față de ei au zis, oamenii ăștia sunt cei mai, cei mai de jos oameni ăștia. Pentru ăștia nu există iertare, nu există salvare. Și ascultați-mă că la fel sunt și unii din pocăiții noștri. Nu mai au nicio șansă pentru oameni, nu mai dau nicio șansă. Ca și cum ei ar fi la poartă și ei vor da voie să intre cineva sau să iasă cineva. Când un om urăște pe cineva, ascultați-mă, este predispus să interpreteze greșit tot ce omul acela zice. E provocat, e împins de la spate să nu mai audă ce zice, ci să considere că totul este greșit. Este una din armele cele mai iscusite, îndreptate împotriva unei persoane publice pentru a-i atribui lucruri neadevărate pentru că îl urăște. De această armă s-a folosit cărturarii și farisei împotriva Domnului Iisus Hristos cu cea mai mare îndemânare pe care ei au știut-o. Această provocare, nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci cei bolnavi, are și o altă însemnătate. Foarte atent. La prima vedere, ni se pare că Mântuitorul a zis că există oameni buni care n-au nevoie de el așa după cum oamenii sănătoși nu au nevoie de medic. Numai că însemnătatea acestui verset are, este atât că Mântuitorul a spus că cei ce se consideră singuri buni și nu simt nevoia mântuirii sufletului lor, aceștia cred că n-au trebuință de el, pentru că ei se considerau sfinți. Asemenea, oameni ridică singur bariera între ei și Mântuitorul lor. Ei o pun. Dar aceia care își recunosc păcatele și doresc să scape de ele, de ele, ei se simt că au nevoie de Hristos și vin la el. Vă să aminte de exemplul acela a rugăciunii pe care Domnul Iisus Hristos îl dă despre un păcătos și un? Sau un vame și un? Așa, zice, ăla era credincios și religios și tare drept. Dar s-a dus și el să se roage. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta. Ăsta e așa, Doamne, dar eu nu sunt așa. Eu sunt diferit, Doamne. Eu dau zeciuială, eu fac, Doamne, of, ce laud acolo. Au wow. vrut să impresioneze pe toți care au fost lângă el. Dar era unul acolo care era săracul, așa cum era, cum l-au văzut ăsta, cu capul plecat în jos. Își bătea pumnul în piept. Plângea în gândul lui. Striga după mila lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le spune celor care erau lângă el în jurul lui, ucenicilor. Dice, vedeți -i? Care credeți că merge acasă salvat? Ăla care se laudă, care zice, domnule, eu sunt așa, eu dau, eu fac, eu dreg, eu așa, sau ăla alt. Și domnul spune, ăla merge sănătos, el merge schimbat, ăla merge transformat. Pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Slăvit să fie El. Ce mare har că numai atunci când simțim că suntem flămânzi, însetați, înfrânți, fără nicio speranță și că este în joc veșnicia, atunci există un Salvator pentru noi, care e pregătit să vină în ajutor totdeauna. Și acesta este Domnul Isus Hristos. Eu n-am venit să chem oamenii la păcăință, n-am venit să chem pe cei drepți la păcăință, ci pe cei păcătoși, a spus Domnul Isus Hristos. Ce mare har! Ce mare binecuvântare! Ne putem bucura de faptul că această chemare a fost și făcută și pentru noi, care ne-am simțit jos, la pământ. A venit el și îmi place așa de mult că Apostolul Pavel explică cum eram. El vorbește la modul general, dar a fost o realitate. Zice, eram morți de în capitolul 2, eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odinioară după, așa, știți, mersul lumii după Domnul Văzduhului, adică toți eram buni de duș la groapă, miroseam greu, toți eram hoți și așa, toți eram așa, toți eram așa, însă Hristos și dragostea Lui pentru una din biserici se roagă și spune, mă rog să puteți cunoaște cât de mare este dragostea Lui. Cât de adâncă, cât de lungă, cât de înaltă. Adică până unde poate pătrunde dragostea lui. Și dragostea lui a coborât după noi acolo în groapă, în moarte, în mizerie, în gunoi. Și spune Scriptura: Ne-a dus la viață. Coloseni, capitolul 2. Ne-a dus la viață. Ne-a dus la viață. Știți cum ne-a dus la viață? Mai întâi, a iertat tot trecutul nostru, ne-a spălat și ne-a curățat și apoi ne-a adus la viață. Nu cumva să ne vedem că suntem murdari după ce am fost aduși la viață. M-ați înțeles? Înainte a făcut spălarea, a făcut curățirea, iar când am ajuns la viață, am ajuns o făptură nouă. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Toată curățirea, toată spălarea noastră a făcut-o în timp ce noi eram încă acolo în moarte. A venit și ne-a curățat, ne-a spălat și după ce ne-a spălat și ne-a curățat și ne-a iertat, toate păcatele noastre ne-au dus la viață. Pentru că atunci când ne-am trezit dintr-o dată să vedem că nu mai suntem a care am fost, ci suntem făpturi noi. Spunea cineva, simțul vinei și recunoașterea stării de păcat sunt singurile căi care ne duc la Hristos, la iertare și la mântuire. Numai așa putem ajunge acolo. Mântuitorul a avut în vedere lucrul acesta atunci când a zis mai degrabă vor intra împărăția celor vame și, și prostituatele decât cărturare și farisei și mulți alții care se consideră că sunt neprihăniți și fie ai împărăției. Pentru că vame și, și desfrânatele își recunoșteau ușor păcatul, se pocăiau pe când cărturare și farisei considerându-se drepți nu aveau nevoie de pocăință. Domnul Iisus Hristos a venit să dovedească tuturor oamenilor că sunt păcătoși. Care vor? Pentru aia spune Apostolul Pavel, i-a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă milă de toți. Adică la toți le dea șansă să primească harul iertării și mântuirii. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Nu toți sunt gata ca să creadă, nu toți sunt gata ca să accepte, dar cei care aud cuvântul și îl acceptă și realizează starea lor de păcătoșenie, Hristos are autoritate și putere să-i scoată de acolo, să-i smulgă și să le dea viața veșnică și mântuirea. Pentru că totul este în mâna lui Hristos. Și lucrarea aceasta o face prin Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun, frații mei, pentru că El a venit, Hristos a venit, spune cuvântul Domnului, să mântuiască pe cei păcătoși. Și place de Pavel care a spus, spune stare, ce a spus Pavel? Dintre cel din tâi sunt toți sunt păgătoși, dar eu sunt primul, a zis Pavel. Pentru că tocmai asta, și uitați-vă la oamenii Scripturii, toți au recunoscut, Iov de exemplu, despre care Dumnezeu a văzut și a zis că era neprihănit. De asemenea a spus despre sine și a exclamat atunci când l-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu față în față. Mi-e de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Iov, despre care Dumnezeu a spus că e neprihănit. Procul Isaia, la fel atunci când l-a văzut pe Dumnezeu, a strigat, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Oamenii scripturii pe care avem și despre care citim și-au văzut starea cât de jos sunt și au recunoscut că au nevoie de Dumnezeu. Cineva a spus în anul 1937 că deși Mântuitorul a invitat pe toți oamenii la pocăință, totuși cele mai multe biserici, chiar și cele mai multe confesiuni, au abandonat aproape cu desăvârșire doctrina pocăinței. În 1937. Cum e acum? Mai au nevoie oamenii de pocăință? Constatăm cu o mare durere în inimă și în suflet că lucrul acesta se întâmplă și astăzi, mai mult ca oricând. Oamenii nu mai vor pocăință. În biserici să nu predici despre pocăință, să predici de bunăstare, să predici doar de binecuvântări, să predici doar de orice altceva, nu de pocăință. Dar ascultați-mă, în ciuda indiferenței lumii noastre moderne față de această lucrare, și invitația Domnului Isus Hristos la pocăință, trebuie să ascultăm învățătura Dumnezeescului nostru învățător, Isus Hristos. Binecuvântat să fie El. Despre care cineva a spus că învățătura și lucrarea Lui sunt singurul mijloc al salvării noastre eterne. Că nu există alt, alt mijloc. Și toată învățătura aceasta pe care Domnul Isus Hristos a spus-o despre pocăință, pentru că pentru aia a venit Domnul Isus Hristos. Viața lui a fost pusă înaintea lui Dumnezeu pe altar, tocmai pentru ca noi să avem parte de viață. A venit ca să trezească noi pocăința și să primim harul iertării. Asta a făcut Domnul Isus Hristos. Predicarea lui a fost pocăință. Pocăiți-vă, nu? Ucenici au preluat mesajul și care a fost mesajul lor? Pocăiți-vă, nu? A venit Duhul Sfânt și dintr-o dată le-a atins inima și le-a dovedit starea de vinovăție într-un mod direct și clar. 3000 de oameni și vin la Petru și întreabă ce să facem. Ce le spune Petru? O să fiți binecuvântați. Așa, nu? Asta le spune Petru primată. Nu. Pocăință. Pocăiți-vă. Și credeți în, în Domnul Isus Hristos, în Evanghelie. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh, care acest dar al Sfântului Duh nu va face din voi altceva decât martori. Adică, cum am fost eu, cum e Pavel, cum alții, va trebui să sufere pentru numele lui Hristos, la fel și voi, datorită acestui dar al Duhului Sfânt, pentru că El vă va ajuta să fiți cu adevărat martori și va trebui să suferiți pentru asta. Nu mă predicați pocăință mai departe. Și Biserica este chemată să predice pocăința. Și noi suntem chemați să vorbim despre ea. E lucrarea Duhului. Duhul Sfânt provoacă pocăința. Duhul Sfânt convinge pocăința. Duhul Sfânt este cel care îl dovedește pe om vinovat în ce privește păcatul, neprienirea și judecata. E lucrarea Duhului. Numai că noi trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că așa cum spuneam undeva, Dumnezeu Face imposibilul cât, când tu faci posibilul. Dumnezeu face imposibilul când tu faci posibilul. Adică, Domnul Iisus Hristos le-a spus atunci când să dea ucenicii, ucenicii de vorbă și a început să le descrie faptul că va trebui să sufere pentru numele Domnului Iisus și din pricina faptului că sunt martori ai Lui, va trebui să sufere. Domnul Iisus le-a spus un cuvânt foarte interesant, un lucru foarte interesant. Zice să nu vă gândiți ce veți vorbi în ziua aceea. Pentru că uncerea care este peste voi vă va învăța ce să spuneți. Și am auzit mărturii, nu una. Sunt un pic mai vechi, așa că unii tineri. Și am auzit multe mărturii în fața comuniștilor, când au fost chemați fraza noștri ca să dea răspuns și socoteală de mărturia pe care o fac, o depun, prin faptul că vorbesc despre, faptul, despre mântuire, despre Hristos, despre lucrare. Și când au fost chemați la comitetul, așa, de... Se frământau, se gândeau ce să vorbească. Dar Duhul Sfânt le aducea aminte. Stați și nu trebuie să vă gândiți dinainte ce să spuneți. Că vor veni cuvinte pe care Dumnezeu le va da. Și erau șocați, erau mirați de cuvintele pe care Duhul Sfânt le dădea ca să le transmită. Și le închidea gura. E lucrarea Duhului. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, putem învăța clar că Domnul Isus Hristos a venit pentru păcătoși. Slavă Domnului pentru asta. Dar mai învățăm ceva. Că Domnul Isus Hristos vede mai mult decât vedem noi. Noi vedem un om că e păcătos și îl privim ca păcătos, fără să realizăm că Dumnezeu dintr-un păcătos poate face un evanghelist fără să ne dăm seama că dintr-un păcătos Dumnezeu poate și Hristos poate să facă un urmaș al Lui, care să-L reprezinte. Hristos când l-a văzut pe Matei la vamă, a văzut în el potențialul unui evanghelist care va urma să scrie despre împărăția lui Dumnezeu și despre lucrarea lui Hristos. Cărturare și fariseii s-au uitat la Matei ca la cel mai jos om, neștiind că s-a întâmplat ceva cu el. Când a intrat Hristos în casa lui Matei, deja Matei era schimbat. Dar ei îl priveau cu aceiași ochi dinainte ca Hristos să intre în casa lui. Și asta e problema noastră. Ascultați-mă bine, o problemă cu care noi, creștinii, suntem vinovați de ea. Judecăm oamenii, le punem etichete fără să știm că s-ar putea ca omul.